Silvia Peng trăiește de mai mulți ani o aventură fascinantă în Coreea de Sud. A lucrat la două televiziuni din Seul, orașul unde viața se desfășoară pe repede înainte. Periodic, Silvia revine în țară, dar de fiecare dată găsește o altă Românie, total schimbată. Cum regăsești România de fiecare dată când te întorci acasă? Mereu văd lucruri schimbate. Mi se pare că atitudinea oamenilor pare cu totul alta. Chiar anul acesta, vara aceasta, venind acasă, mi se pare că văd mult mai multe persoane din punct de vedere al modei sau din punct de vedere al trendurilor. Mi se pare că oamenii sunt mult mai atenți la viața asta de, cum să zic, de oraș, la... Sunt mai dichisiți? Da, exact. Asta cred că ar fi cuvântul. Dar mi se pare că oamenii sunt mult mai atenți la ce ține de social media, ce ține de cum sunt văzuți de cei din jurul lor, de cum sunt îmbrăcați, lucruri de genul ăsta. Și inclusiv la metrou acum un lucru pe care nu-l vedeam în anii trecuți și mă bucuram că nu-l văd. Oamenii încă vorbeau în metrou sau încă citeau în metrou mai mult. În Coreea cred că nu e persoană care să nu fie cu telefonul în mână. Deci, indiferent unde ești, inclusiv semne pe stradă au apărut, să nu te uiți pe telefonul mobil când traversezi strada. Dar în România încă nu se întâmpla acest lucru. Vedeam oameni care încă vorbeau între ei sau făceau alte lucruri. Acum însă toată lumea e pe telefonul mobil. Asta cu siguranță ar fi o altă diferență pe care o văd. Lucrurile care te deranjează în continuare, care sunt? Lucrurile deranjante și care s-au adâncit într-un fel? Un lucru pe care pe mine mereu m-a deranjat și care încă mă deranjează este faptul că mereu am senzația că oamenii se gândesc numai la ei, aici. În momentul în care ești într-un spațiu public, nu ești la tine acasă și trebuie să fii oarecum atent și la cel din jurul tău. Mi se pare însă că noi nu facem asta și că avem tendința aia de a vorbi tare câteodată sau de a face în așa fel încât chiar dacă deranjezi pe celălalt, zici, eu sunt în spațiu public, pot face ce vreau. Din contră, dacă ești în spațiul public, mi se pare că trebuie să fii atent și la nevoile celorlalți. Poate asta vine și din cauza faptului că am trăit în Coreea de Sud pentru 4 ani și jumătate și acolo nevoia ta oarecum vine pe plan secund în momentul în care ești într-un spațiu public, mai ales pentru că nu poți vorbi tare în metrou. Dacă vorbești tare, toată lumea se uită urât la tine și oarecum, cum să zic, te simți foarte jenat și efectiv în momentul respectiv simți cum ți se pune așa o etichetă de om nepoliticos în metrou și oamenii te judecă foarte mult pentru ceea ce faci în spațiile publice, că e vorba de vorbit tare, că e vorba de eu știu, anumite activități. De fiecare dată se stă la rând, chiar dacă nu a venit metroul, chiar dacă nu a venit autobuzul sau avion. Pur și simplu aștepți la rând și în momentul în care vine, urci în funcție de momentul în care ai ajuns practic pe peron. Dacă s-a umplut metrou, aștepți următorul metro, dar nu te înghesui foarte tare, ca să zic așa, și rândurile de obicei sunt un șir indian, ca să zic așa. În momentul în care vine acasă și de obicei trebuie să facă escală, pentru că nu e zbor direct, indiferent unde facă escală, de obicei fiind în Europa, se vede diferența de civilizație oarecum. Nu pot să spun că noi nu suntem civilizați și ei sunt civilizați, doar că e o diferență de cultură, cred. În momentul în care ajung acolo, fie, nu știu, Turcia, fie Italia, am încercat mai multe companii aeriene, în momentul în care trebuie să ne urcăm în avion pentru următorul zbor, deja nu mai e niciun rând, deja nu mai e niciun fel de ordine. Toată lumea stă cum apucă, toată lumea vrea să meargă mai repede, chiar dacă avionul pleacă odată cu toată lumea, adică nu lasă pe unul mai în urmă și pe unul mai înainte. Spune-mi, îi recunoști ușor pe români în aeroport? În anumite momente, da. Tocmai din acest motiv, poate pentru că mi-amintesc că noi nu ținem cont de asta, dar ulterior am realizat că de fapt sunt un pic, poate răutăcioasă, pentru că mi-am dat seama că nu numai românii fac asta și am văzut mult mai mulți străini care tot așa nu știu să stea la rând sau vorbesc foarte tare în metrou. Eu aveam impresia că noi vorbim foarte tare sau ascultăm muzică tare și nu ne gândim și la celălalt. Dar am prietene din America de Sud mai ales care vorbesc extraordinar de tare în metrou, dar... În anumite momente, da, cred că pot să-i recunosc. După ce? Sau cum îi recunoști? Da, e o întrebare foarte bună, pentru că nici eu nu pot să zic, în afară de aceste aspecte pe care le-am menționat, nu pot să zic că e o anumită atitudine pe care o văd, dar pur și simplu un sentiment pe care mi-l dau în funcție de modul în care, nu știu, poate gesticulează sau poate sunt îmbrăcați în anumite momente, pentru că nu e într-un sens derogatoriu sau ceva de genul ăsta, doar că pur și simplu recunosc anumite... nu știu, tipologii, ca să zic așa, anumite caracteristici pe care le-am mai văzut acasă când sunt în România.
În Coreea, să fii diferit e puțin riscant. Trebuie să fiu oarecum parte din comunitate. E ideea de colectivitate foarte, foarte înrădăcinată. Și mie nu pot să spun că îmi place. Are părțile bune, dar îmi place mai mult partea asta de diversitate, unde poți să fii tu însuți, poți să fii verde în cap și nimeni nu o să zică nimic. Când ai ajuns în Coreea, care a fost lucrul care te-a șocat prima dată? Într-adevăr, mi-a fost greu să ies afară din casă singură. În momentul respectiv, cred că pentru câteva luni nu am putut să merg undeva singură pentru că mi-era teamă, pentru că știam că nu pot vorbi limba coreană. Nu pentru că mi-era teamă de ce mi s-ar fi putut întâmpla din punct de vedere siguranță, pentru că nu am avut această teamă, dar știam că nu pot vorbi coreană și mi-era teamă să nu mă pierd sau să nu pot să spun ceea ce vreau oamenilor, pentru că, într-adevăr, din punct de vedere al limbii, nu stau foarte bine la capitolul limba engleză sau chiar dacă știu limba engleză, nu au curajul să vorbească de foarte multe ori. Cel mai mult probabil m-a șocat faptul că totul se petrece cu o foarte mare rapiditate și încă asta e ceva ce pe mine mă fascinează foarte mult. M-a surprins rapiditatea cu care absolut totul se petrece, de la mijlocul de transport în comun care e foarte bine organizat și totul e pe minut, ca să zic așa, trenurile și toate cele care ajung la ora la care trebuie și nu ai niciun fel de problemă, cât și rapiditatea cu care ei construiesc lucruri. Ei chiar au această cultură și au un fel de expresie pe care o folosesc, se zice pali-pali, care înseamnă repede-repede, adică tot e pe repede înainte. Și dacă întrebi un corean, el spune... Asta poate fi oarecum negativă totodată, pentru că dacă ești, de exemplu, într-un taxi și ai bagaje până să te dai jos din taxi, taximetristul sigur o să se enerveze puțin dacă nu te dai mai repede jos și, nu știu, e în trafic, urmează să se facă verde la semafor sau eu știu, pentru că totul se face foarte repede și oamenii nu au răbdare. Deci asta ar fi partea negativă din punctul meu de vedere, pentru că oarecum am realizat că o dezvolt și eu, inconștient poate. Eram la un restaurant al facultății la un moment dat și era clar că persoanele care erau în fața mea, în momentul în care ai mâncat, trebuie să-ți aranjezi singur. Trebuie să-ți duci tava singur, să-ți faci curățenie, să separi gunoiul în funcție de materialul din care este făcut. Totul e foarte organizat, ceea ce este foarte bine. Și în momentul în care te duci la un restaurant, de obicei trebuie să te duci tu singur, să-ți iei anumite lucruri, să ți le duci înapoi, să plătești, nu vine cineva după tine tot timpul să te întrebe ce vrei. Deci după ce termine mânca, trebuie să-ți faci și curățenie. Și în momentul în care așteptam la rând să arunc, să separ de fapt, farfurie la farfurie, furculița la furculiță și așa mai departe, erau niște străini în fața mea care erau probabil noi, nou veniți, nu știau exact ce și cum. Și le-a luat foarte mult până au făcut lucrul ăsta, ceva ce mie acum mi se pare foarte repede, imediat doar le separ, dar nu mai aveam răbdarea necesară să aștept și mă gândeam, cât le ia să facă lucrul ăsta. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, coreenii chiar fac totul foarte repede și au chestia asta, hai și pe aia și pe aia repede, ceea ce nu e neapărat ok, dar privind partea bună a lucrurilor, construiesc foarte repede, clădiri în general.